Un conducător auto în vârstă de 18 ani din municipiul Giurgiu, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe șoseaua București, în zona Petrom, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și intrând în coliziune cu un alt autoturism condus de o conducătoare auto în vârstă de 24 de ani. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Șoferul care se face vinovat de producerea accidentului a fost sancționat cu o amendă în valoare de 320 de lei pentru neasigurare la schimbarea direcției de mers. Luni dimineață, un alt șofer neatent a lovit o femeie care traversa strada regulamentar pe la trecerea de pieton din fața colegiului Ion Maiorescu. În urma impactului, femeia nu a suferit leziuni grave, însă pentru mai multă siguranță, aceasta a fost transportată la spital pentru efectuarea de investigații amănunțite. Pe șoseaua București din municipiul Giurgiu, un conducător auto în vârstă de 42 de ani, timp ce se deplasa cu un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unei femei în vârstă de 47 de ani, pieton, care traversa regulamentar strada. În continuare, șoferul autoturismului este cercetat pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.